Un accident de circulație mortal s-a produs aseară pe drumul județean 109F în Ogna Şugatag. Din primele verificări efectuate de polițiști s-a stabilit că evenimentul rutier a avut loc în condițiile în care un tânăr în vârstă de 20 de ani, care conducea un autoturism spre localitatea Breb, a efectuat manevra de depășire a unei motociclete care se deplasa în aceeași direcție de mers, moment în care conducătorul motocicletei a efectuat virajul la stânga, iar impactul dintre cele două vehicule nu a mai putut fi evitat. În urma Iunii, motociclistul, un cetățean german în vârstă de 52 de ani, a decedat. Conducătorul auto a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.